venit la noi balena și când a dat o dată cu coada, șpua! Apă pe toți. E ca și cum ai primi o găleată de apă în față. A fost distractiv, dar a fost și plin de emoții. Dragilor, vă luăm într-un loc unde ne-am întoarce din nou. Loro Park. Wow! Incredibil! Dă-mi de aplauze! Hai că a început! Să vină lei de mare! Wow! Mai avem 2 minute și ajungem la Loro Park. Suntem în partea de nord din Tenerife și dacă este să zicem cel mai diferit lucru care este între partea de sud și partea de nord, este vegetația. Aici este efectiv totul mai verde. Da. Wow, ce frumos se vede marea în față, marea, oceanul. Uhuu! Ia uite, Loro Park UE. Bună ziua! 7 euro parcarea. Bine ați venit la Loro Park! Woohoo! Haideți! O primă informație despre Loro Park: are 52 de ani de când s-a înființat. Ca să intri la Loro Park trebuie să plătești 42 de euro de adult și 30 de euro de copil. Mulțumim BJR Vacanțe și Carpaten Turism pentru oportunitatea asta de a veni și a vedea parcul. Bun, scanăm biletele și acum intrăm. Haideți să ne organizăm. Trebuie să nu ratăm show-urile cu orcile, cu lei de mare. Trebuie să ne uităm pe program să vedem și totul trebuie să facem în funcție de spectacolele astea. Ok, la 13,45 lei de mare, hai să mergem. De unde cumpără balenele, gen? Că zice acolo că o balene e 1.300.000 de dolari. Răspunsul meu este nu știu. Nu le știu pe toate. Ok, dezamăgitor. Wow! Mamă, ce coral e! Wow, ce mare e! Păi, dar este imensă! Foarte mari gorilele și nu mă așteptam să fie chiar așa. Arată efectiv ca în film, un Tarzan ăla, real life. Da, mi se pare imensă. Sincer, este aproape cât un urs. Da, deci, nu știu, cam atâta să zic, când stă jos, în fund. Și da, capul e așa, e deci efectiv imensă. Când se miște. Foarte înfiorătoare. Bă, mare e! Pentru noi e prima dată când vedem o gorilă în viața reală. Nu aș vrea să mă întâlnesc cu ea în natură. Dar îmi plac, mi se pare interesante, le-aș studia. Foarte, da. Da, asta e gheață. Ce e acolo? Ce e acolo? Mamă! Ce familion de penguini! Doamne, doamne! Incredibil! Miroase ca secțiunea de pești din metro. Păi ăsta poți să-l vezi și în apă și afară. Ia uite ăștia doi. Ce fain să joacă. Ce drăguț. Băi, deci mediul lor este absolut incredibil. Da. Zici că suntem în desenul animat, în Ice Age. Uite, vrea să muște, ia uite. O întrebare de 10 puncte. Ce fel de animal este pinguinul? Pasăre. Pasăre, este pește. Sau mamifer? Cât zic că este mamifer, cât zic că e pasăre? E mamifer? A? E pasăre! Cine zice că e pasăre, mâna sus? Face ouă. Așa? Este pasăre! Are cioc, are aripi, am văzut pe Discovery că fac ouă. Exact. Dar știi că pinguinii au un soț sau soție pe viață, adică își aleg o persoană și doar aia nu se mai schimbă. Partenerul. Da, partenerul. Superb! Așa ar trebui să fim și noi ca ei. Și așa suntem. Păi noi suntem. Generația ta așa ar trebui să fie, că eu cum am deja suntem. Wow, ce acvariu, tati! Am amețit că mă uit. Uai! Aici scrie Splash Zone, adică aici o să ne stropească. E sigur că vrei să stăm aici? Hai că a început! Să vină lei de mare! Mamă, că am pielea de găină! Atenție, 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 că vine! Wow!
Deci este absolut spectaculos. E incredibil. Doamne, ce dresaj incredibil. Deci sper că nu i-a bătut că i-a dresat. Da. Să facă că sunt doar dresat, bine. E așa, wow. Uite ce scump. Sunt prea scumpe și e milă de ele. Și la bine am plăcut. Sunt foarte scumpe. Uite. Seals move like this. Asta plânge de Mamă, deci este absolut emoționant, am pielea de găină. Mie îmi venea să plâng de ele, că sunt așa faine. Am dat foarte faine. Mai venim? Da. Deosebit și pentru copii și pentru adulți. Acum mergem să vedem restul animalelor și apoi mergem la balenă, la orcă. Trebuie să vă arătăm ceva, deci trebuie să vă arătăm Blendigo 3. Deci vă prezentăm Blendigo, este un blender portabil, are o baterie în el. Se zice că este cel mai puternic blender wireless din lume. Național. Mm-hmm. Internațional. Internațional, da. Chiar sunt curioasă. Bun. Noi am primit valiza asta de la Blendigo pentru că este aniversarea lor de 5 ani. 5 ani. Ia uite aici că avem și unul pe culoarea roz. Apropo, sunt 10 culori. Cu ocazia aniversării de 5 ani Blendigo, prețul la Blendigo este mai mic. Cum n-a fost niciodată. Exact. Adică 199 de lei. Și pe lângă asta, poți să câștigi o vacanță în Bali și două iPhone 5. Vă lăsăm un link în descriere. Tot ce să vreau să mă apuc de ceva healthy, să mănânc mai sănătos. Bateria ține atât de mult încât poți să-l folosești de 25 de ori. Wow! Este foarte calitativ. Are și aici un cauciuc, adică poate să stea steady și are 550 de mililitri. Hai să vedem ce smoothie-uri facem. Hai. Avem o roata norocului. Și avem și o listă cu fiecare culoare înseamnă un fruct sau ce o să facem. Adică galben banane, violet spanac, negru kiwi, alb lămâie, roșu căpșun, portocaliu mango. Să vedem și ce avem o să nevoie iasă. Și de bază de lapte și noi o să folosim și gheață. Verde, adică avocado. Avocat. Da. Mie îmi place. Hai, prima dată punem două cuburi de gheață. Blendigo are două tehnologii, Pulse Motion și Blend Pro. Mm-hmm. Și lama și motorașul, pe limba noastră, au o putere extraordinară încât poți să sfărâmi și gheață. Hai, și nuci, să vedem. Și fructe congelate. Da, e cam tare avocatul ăsta. Nu este prea tare pentru Blendigo. Exact. Portocală. Adică portocală. Kiwi. Super. Mamă, ce bine s-a potrivit super, kiwi și avocado. Kiwi. Lămâie. Okay. Hai să vedem la ce am mai putea folosi blenderul Blendigo. Putem să mai facem mâncare de bebe. Și e foarte fain pentru că atunci când îl iei în călătorie, mi se pare super că e wireless. O să-l iei la lucru, la școală. Da. Bine, acum mai alegeți încă un produs. Niște banană, așa puțin. Da. Hai să pun niște afine. Eu voi pune niște suc de mere. Și mama, tu vei pune niște lapte, nu? Cât? Atât. Cât? Atât? Atât. Ok.
Îți dai seama că poți să faci chestia asta de 25 de ori până se încarci iară bateria. Mamă, e super. Eu o să-l pun în pahar. Eu o să aleg să beau din el, cu stăm direct așa. Super. Este foarte bun, dar am pus cam multe lămâie și e cam... E bun, nu? Nu are mai multă lămâie. Wow, ce gură ai luat acum! Vă invităm să dați click pe linkul pe care l-am lăsat în descriere. Este o ocazie foarte bună de a începe să vă vitaminizați, dragilor, ca și noi. Blendigo, la mulți ani și revenim la vlog. Capibara! Ce-i asta? Capibara? Capibara! Ce-o să văd? De ce capibara? Că n-am auzit niciodată. Nici okay, n-am auzit niciodată. Iubita, ce să zicem, am rămas în urmă. Copiii noștri au cultură generală mult mai mare ca noi. Noi știm de focă, de din astea. Da, capibara n-am auzit niciodată. Dragilor, vă ți-au auzit? Căprioară, de urs. În ce parte mergem? Cine are harta? Patricia zice că pe aici. Haideți! La Loro Park sunt cei mai mulți papagali, nu știu, vreo 4.000 de bucăți. White hippo, mamă. Anza, ce aproape ești de el. Efectiv, e ca un porc în apă, numai că e cu capul mai mare. E interesant. Eu sper că e înghețată. Nu, e de la păsări. Nu e de la păsări. Ba da, o pasăre a făcut. Cum miroase? Gustă, să vezi dacă e de la păsări. Da. Și acum vom merge la atracția Loro Park, show-ul de orcă. Amza, ce-ai găsit acolo, tati? Ce faci acolo? Că n-am voie cu suc. N-are voie cu slash înăuntru la show-ul cu orcă și l-a ascuns acolo. Bă. Ce părere aveți că orca ne va uda foarte, foarte, foarte tare? Cred că foarte, foarte tare, de aia și stăm aici. Da? Sper. Pregătite pentru splash? Da! Și eu da. Noi suntem la splash zone, adică fix în față. Dacă stai undeva sus pe acolo, nu te udă orca. Dar dacă stai aici, e splash zone, te face praf. Plus că se vede foarte de aproape și o vezi chiar aici când vine. Sunteți gata? Da! Gata! 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 No! Sunteți gata? Mai avem încă un minut. Un minut și începe! Și o să ne ude! O întrebare acum, orca este pește sau mamifer? Mamifer. 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 Este mamifer. Adică naște pui vii. Dar este o balenă sau este altceva? Balenă. E o balenă? Orca? Da, e balenă. Greșit. Orca este cel mai mare delfin. Seamănă cu balena, dar este un delfin. O balenă. Băi, e imensă! Exciting! Nu chiar așa din prima! Wow. E o orcă foarte mare și o să ne strofiască. Ia uite! Wow, cât de mare e! Deci... Asta e, să strofiască, ai răbdare! Acum, îți dai seama că este fascinant ca să vezi un pește, că e dresat cumva, să numai să-i dai comandă să vină la tine. Deci asta este impresionant. Nu e ca un câine, știi? E totuși un pește. Să ajungi să dresezi, să stea într-un loc, să vină la tine, să se învârtă, să ude, e chiar fascinant. Mamă, cât de mare e! Tremuri! Strofește, efectiv foarte mare!
Sara, tu ai scăpat! Ai scăpat? Wow! L-ai găsit? Hai să vedem ce nu am văzut și să vedem acum. Ce n-am văzut? Aici jos. Partea asta? Da, n-am văzut pe Și cum ajungem acolo? Eu, la coral. Dragilor, dar Iorca m-am făcut aici. Iorca, te-ai făcut. Uite aici, iubitule. Ne-am luat și tricouri de schimb la noi. Dar de unde știați că o să stropească? Păi știam că ne-am interesat înainte. Hai, iubi, că l-am pus și la uscat tricoul. Da. Paulina, ia uite, asta altă. Deci zice că papagalii au inteligența unui copil de 3 ani. Adică pot face calcule, pot număra. Chiar dacă au creierul foarte mic, sunt foarte, foarte inteligenți. La Palma. Fuerteventura. Gran Canaria. Deci toate insulele din arhipelagul Canare le pune toate la locurile lor. Mi ayudan y le llamamos entre todos. De ce merge așa, iubi? Doare piciorul de la... Nu știu de la ce, cred că mi s-a mâncat un tinder, un ligament, ceva barna. După ziua de Siam. După ziua de Siam, în parc. Nu știu ce, am alergat pe acolo pe scări, de sculți. Și mă doare foarte tare. Uităm aici cu iarba asta, ce mică e. Ia uite aici. E și așa o mică, nu știu ce e asta. E și o ierbuță mică, e o... Foarte faină. Aoleu, ce m-ai speriat, Anza. Concluzie despre Loro Park. Este absolut superb. Este un must să vii să-l vezi. Da. Și nu trebuie să ai copii ca să vezi. Dacă ai copii e un plus mare, dar e superb. Exact. În niciun caz nu trebuie să fii cu copii ca să vii să vezi. E impresionant pentru orice vârstă. Tânăr, bătrân. Vai, ce ar fi plăcut lui Bunii. Da, Bunii. Iubita. Poate reușim să o luăm o dată. Uite aici e bucătăria, aici se prepară mâncarea la prăsă. Aici acum ne e foame. Ne uităm și la mâncare. Și ne gândim că o să mâncăm cândva. Nu că sunt impresionante. Pe mine. Da, sunt lanterne? Nu, doar bate lumina în ea. Wow. Doamne, câte detalii. Sunt puțin. Mamă, câte detalii are. Wow. Wow. Mi se par foarte, foarte frumoase. Adică, deși mi-e frică de ele, dacă le-aș vedea în apă, aș pleșina. Mm-hmm. Efectiv. Dar sunt foarte frumoase. E chiar impresionant și cum se vede. Pe Francesca a mușcat odată una? Da. Ai avut bubițe de la ea? Pișcă foarte tare. Mm-hmm. Unde erai? În Italia. Deci ce ai făcut, Patricia? Deci ai luat harta și ai semnat fiecare chestie pe care am fost. Da. Ah, bravo. Ok, foarte organizată. Deci le-am bifat pe toate? Și ce mai avem? Ce mai avem doar? Ne acum mergem la ei. Perfect. Wow. Mamă, cât de aproape suntem de el. Vine că este sticla asta între noi. Nu știm la ce se uită. Ah, la flamingo, cred că la flamingo se uită. Aha. Cât de aproape e! Wow! Ia uite, iubire! Zici că suntem noi doi! Dragilor, ne-am întâlnit și cu familia Vagabonds cu obiective. Virgil aici și cu Cristina aici. Deci dacă ai nevoie de un ghid pentru Tenerife, da, da, să mergă la Vete Canal? Informații, da, da. Da. Informații și mai mult despre Tenerife. Noi vorbim de foarte mult timp și am zis, bă, ajungem în Tenerife, mai ales în zona asta de nord, unde sunt ei locați. Și acum, în Puerto de la Cruz, avem un ghid local. Da. Asta e. E o zonă super frumoasă, o să vedeți voi la ei în vlog, da.
Și mai ales la voi și în locul. La voi la noi sunt mai multe, fiindcă aici stăm, da. Bun, hai să vedem ce mâncăm, pentru că după atâta animal și după atâta pește, trebuie să mâncăm ceva că nu mai putem. Hai, băi, dar ce domnișoară avem aici, cum mergeți voi trei așa frumoase? Eu zic că eu nu pot să deschid, dar că de-aia am achigheș. Da? De ce? Soarele astea prea fain? Da, prea puternic. Acum duminică iarăși organizăm. Gracias. Ce e? Este pizza calzone. Amza. Amza, ce de ce e asta, Amza? Am uitat să zic. Tomacul meu gras. Iubita, cum ai putut să comanzi toată asta? Am uitat să zic jumate. Două, trei chestii despre Tenerife. Cum este vremea pe Tenerife tot timpul anului, pentru că voi sunteți aici de câți ani? 3 ani. De 3 ani, bun. Cum e vremea? Media anuală e cam 22 de grade. Cel mai frig cât a fost? În Santa Cruz noi am prins în 3 ani cel mai frig, în toiul iernii, undeva în ianuarie, 14 grade. Aici nu avem calorifere în casă, deci cam constant, cam 22 de grade, pot să zic așa. Cred că ați observat că nisipul este negru, nu? Nu este murdar. Este un nisip făcut din rocă vulcanică, pentru că Tenerife este o insulă care a apărut în urma erupțiilor vulcanice. La fel și nisipul de aici, pentru că roca este lavă, este negru. Nu este peste tot negru, dar cel puțin aici, în zona asta de Puerto de la Cruz, unde suntem noi acum, este foarte, foarte negru. Cristina și Virgil, wow, deci vă mulțumim pentru poze, au ieșit bombă, nu știu ce să zic. Sincer, mi se par cele mai frumoase poze pe care le-am făcut noi vreodată. Și Tenerife e frumos, dar și ce ați făcut voi din locul din Tenerife este extraordinar. Și voi, cei care vă uitați la noi, vă lăsăm un link în descriere cu canalul lor dacă aveți întrebări și curiozități despre Tenerife. Canalul lor este cu adevărat o resursă. Îți mulțumim că te-ai uitat până la final. Acesta a fost vlogul de azi. Aici s-a încheiat seria noastră scurtă din Tenerife cu vacanța surpriză. Mai urmează un vlog cu returul către casă. Vă ziceam că ne-am luat zborurile prin Londra, așa că avem câteva ore bune în Londra, pentru că am stat câteva zile bune și am explorat pe acolo câteva chestii. Deci ne vedem în vlogul următor în Londra. Pa, pa!